Ministrul afacerilor europene Leonard Orban a declarat în această săptămână că România își propune să atragă în 2012 în ceea ce privește fondurile structurale și de coeziune de peste 3 ori mai mult decât a absorbit în primii 5 ani după aderare. Ne dorim să absorbim fonduri europene în 2012 de minim 6 miliarde de euro, din care 2,5 miliarde din sumele alocate agriculturii și 3,5 miliarde din sumele pentru obiectivul de coeziune. Conform Mediafax, a precizat că este vorba despre obiective ambițioase și foarte dificil de atins. El a mai precizat că până în septembrie 2011, România a reușit să absorbă 1,2 miliarde de euro, iar Polonia a reușit să atragă într-o perioadă similară după aderarea de la UE aproximativ 18 miliarde de euro.